Scrimerii de la CSA Steaua au avut rezultate dintre cele mai bune în 2018 și toți sunt încrezători că noul an le va aduce în palmares alte clasări pe podium la cele mai importante competiții naționale și internaționale. În octombrie, Ana Maria Brânz a luat pulsul adversarelor la etapa de Cupa Mondială de la Tallinn și crede că noile componente ale lotului de seniori au un potențial extraordinar. Am vrut doar să văd cine s-a mai întors, cine s-a retras, că așa se întâmplă de la un sezon la celălalt. Doar am tatonat puțin terenul, urmează și alte competiții, iar din mai trebuie să fiu concentrată 100% pe ce am de făcut, încep calificările. Și deși toată lumea mă vede deja la Tokyo, nu este o certitudine, trebuie să muncesc în fiecare zi pentru a ajunge acolo în primul rând, iar la Tokyo vedem cum se va scrie povestea. Sunt sportive tinere, dar sunt sportive talentate, sunt sportive muncitoare. Alin Badea și echipa de sabia României au traversat un 2018 complicat, dar startul în noul sezon îi dă speranțe că anul următor poate să obțină biletele pentru Tokyo 2020. Cel mai dificil, mai ales cu început destul de slab, am avut ceva probleme de efectiv. Tiberiu a fost accidentat la început de an, nu ne-am găsit un al patrulea om ca și echipă. Destul de greu, dar totuși e bine că s-a întâmplat totul anul ăsta și odată cu începerea calificării o să fie în regulă pentru că avem de unde recupera puncte și cumva calificarea o să fie un pic mai în regulă, mai ușoară. Alexandra Predescu și Denisa Barosan au cucerit argintul cu echipa de spadă juniori a României, iar de câteva luni se pregătesc cu lotul de senioare, cu gândul la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cred că acesta a fost unul dintre cei mai buni ani ai mei, reușind să câștig și medalia de argint la campionatul european și medalia de argint la campionatul mondial. Sper că anul viitor să fie și mai bine, poate chiar să câștigăm aurul. De ce nu? A fost un an foarte bun, ne-am dorit de la început o medalie la campionatele europene sau mondiale, a venit la mondiale și ne-am bucurat foarte mult. Tehnicianul Florin Gheorghe este mulțumit de ceea ce au realizat floretiștii de la CSA Steaua în acest an, la nivel de cadeți și juniori, și e convins că viitorul sună bine pentru o armă care a dus faimă României în urmă cu mulți ani la cele mai importante întreceri din lume. Fetele au reușit să se mobilizeze exemplar și au reușit să obțină medaliile de argint la campionatul european. Pe lângă toate acestea, au reușit să câștige și circuitul european în proba pe echipe. Neașteptata, dar sperata medalie de argint a Mariei Boldor la campionatul european Under-23. Trebuiesc, din toate punctele de vedere, atât fetele cât și băieții, ca să participe la stagii de pregătire internațională. Scopul este calificarea cel puțin uneia dintre ele la Jocurile Olimpice.